Și aș vrea să ne focusăm în studiul nostru pe ceea ce înseamnă viața și practica adunării. Și mesajul de astăzi, pentru, ca prim mesaj al studiului, l-am intitulat Fundamentul și mandatul adunării. Nu este primul studiu pe care îl facem cu privire la adunare și am mai discutat împreună despre piața adunării, despre lucrurile practice din adunare. De-a lungul timpului ne-am dedicat și timp și resurse pentru a explica, de exemplu, doctrina sau învățătura despre adunare, cum a fost fondată adunarea ca instituție de Hristos Domnul. Ce reprezintă? Ne-am uitat și la metafore, la templu, la un ogor, la trup. Am căutat să definim și să înțelegem corect caracterul adunării, care este unul local, nici de cum universal, în orice formă ar fi ea, vizibil sau invizibil. Ne-am uitat la adunarea întemeiată de Hristos Domnul și am văzut care sunt semnele după care recunoaștem o adunare ca fiind a Domnului. De asemenea, în oglindă, ne-am uitat și am văzut și ce înseamnă adunările false împreună cu semnele lor de apostazie. Am definit, de exemplu, ce este apostazia și am văzut că apostazia nu este, cu ghilimele de rigoare, un vis urât, o idee depărtată sau care este străină de noi, ceva care se poate întâmpla doar unora, nu și nouă, doar poate unora în istoria de mai demult, nu și nouă acum. Ne-am uitat și am văzut că apostazia este o realitate despre care trebuie să fim conștienți. În termeni cei mai simpli, fiecare adunare este la un pas de apostazie. Adunările adevărate sunt în pericolul de apostazia. Cele false deja au apostaziat sau s-au născut deja din rezultatul apostaziei altora. Și iar o adunare adevărată trebuie să vegheze. Altfel va ajunge să apostazieze și ea. Așa cum, dacă ne uităm, vedem că au apostaziat atâtea adunări de-a lungul timpului și să știți, unele chiar le găsim pe paginile Noului Testament. Să nu credem că vreo adunare este imună la așa ceva. Doar Harul Domnului face ca o adunare să stea în picioare. Și trebuie să fim conștienți de lucrurile acestea. Ne-am uitat și la cum trebuie să fie relațiile dintre membrii unei adunări. Ce ar trebui să facă ei, ce fel de comportament ar trebui să aibă unii față de alții. Ne-am uitat la modul în cum trebuie să ne raportăm la lumea pierdută. Și e important pentru că Marea Trimitere ne cheamă să mergem și vedem și în Matei 16 când Domnul spune că porțile, locuințe morților nu se vor face față, literal. Un punct, lumea pierdută în care ne întâlnim și îl urmăm pe Hristos ca și ucenici, ca și slujitori ai Lui, în teritoriul împărăției unde se află mare parte din lumea pierdută. Și Marea Trimitere merge până la capătul pământului, duceți Evanghelia și faceți ucenici, adică formați noi adunări. Am dedicat un studiu întreg despre cum putem sluji în adunare prin dăruire și cum putem să ne implicăm. Și chiar l-am avut destul de recent, anul trecut l-am terminat și ni l-a prezentat Raul. Ce îmi doresc când ne uităm la acest studiu legat de viața și practica adunării este să înțelegem cum arăta viața adunărilor în ce privește închinarea publică pe paginile Noului Testament. De exemplu, ce făceau, cum se închinau, ce am putea spune în termeni moderni, ce program aveau. Sunt unii care spun că nu există așa ceva, fiecare biserică își face programul cum vrea. Serios? Dacă ne uităm în scripturi, cred că avem destul de clar cum arăta viața de închinare a unei adunări. Ne uităm cu ce se ocupau aceste adunări și, foarte important, cum se organizau adunările nou-testamentare. Pentru că Marea Trimitere spune, mergeți până la capătul lumii, duceți Evanghelia, oamenii născuți din nou, ce se întâmplă cu ei? Botezați-i și faceți ucenici.
ucenici ai împărăției, ucenici ai familiei lui Dumnezeu sau ucenici care compun o adunare și care se identifică cu Hristos în doctrină, în botez și în practică? Păi, ucenici care compun adunări, care mai întâi sunt în adunarea unde sunt afundați și după aceea, prin harul Domnului, dezlegat să formeze o adunare. Și aș vrea să ne uităm la tot ciclul acesta. Și dacă ne ajută Dumnezeu, o să ne uităm și în Cartea Faptele Apostolilor și o să ne uităm și în Epistole, să vedem toate lucrurile acestea cum ne sunt sugrăvite în fața ochilor. Să nu uităm că pe paginile Noului Testament avem patru generații de adunări. Spunem nou testamentare, că avem de-a face cu Noul Testament, cu Noul Legământ. Și un studiu asupra acestor adunări ne va ajuta să ne îmbogățim pe noi și să înțelegem unde suntem, cum ne comportăm și care sunt așteptările Domnului cu privire la noi. Cu toți am citit chiar de mai multe ori Noul Testament și chiar și la o simplă lecturare, dacă ne uităm, o să vedem că dintre aceste patru generații de adunări, unele erau exclusiv formate din evrei. Adunarea din Ierusalim era compusă preponderent din evrei, ca să nu spunem exclusiv din evrei. La început au fost cei 12 plus, vedem că se arată și la 500 de frați când se adună ei în Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune că numărul lor era la aproximativ 120. Și erau evrei, doar evrei. Mai târziu vedem că există pe paginile Noului Testament adunări mixte. Și există și adunări care erau aproape exclusiv sau preponderent formate dintre neamuri. Și să vedem provocările pe care aceștia le-au întâmpinat, dar și modul în care le-au rezolvat, la ce au fost chemați, ce trebuiau să facă. Astea sunt lucruri importante. Pentru noi, să zicem, ca români, aici în zona în care suntem, e simplu, suntem toți români, neamuri. Dar e bine să știm și să înțelegem, să vedem când ai acest tip de adunări, de exemplu, și mixte, pentru că nu e vorba doar despre etnie, până la urmă. De exemplu, evreii aveau și obiceiurile lor. Și când ai membrii care vin din mai multe, hai să spunem, grupări religioase sau biserici, care au propriile lor obiceiuri, deși ca naționalitate, ca etnie, ești din același loc, din aceeași etnie, totuși vii cu un bagaj care te definește și care ți-a creat o identitate. Și este bine să înțelegem cum s-au răspuns provocărilor când veneai dintr-o parte în alta și intrai în adunare. Să nu uităm, componența adunării nu o determină adunarea, nu o determină pastorul, nici măcar eu, cel care intră. Și Domnul este cel care aduce pe oameni împreună și așteptarea și dorința și voia lui este ca pe baza ceea ce ne-a arătat și ne-a învățat și suntem chemați să învățăm în adunare, să putem să funcționăm ca un trup. Funcțional, nu disfuncțional. Deși foarte multe biserici astăzi arată ca un trup disfuncțional, nu ca unul funcțional. O mână vrea una, alta vrea alta, piciorul vrea nu știu ce, capul altceva. Astea nu sunt congregații sau adunări care să funcționeze ca un trup corect. Vă spuneam adineaurea despre apostazie. Nu vreau să începem acest studiu sau să avem acest studiu având în minte apostazie. Nu pentru că apostazie e ceva negativ și nu vreau să plecăm la drum cu o idee negativă, deși apostazia este în sine ceva negativ, ci vreau să ne uităm la studiul acesta și să facem studiul acesta din dragoste și din recunoștință față de ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos față de noi, față de mântuirea care ne-a dat-o, privilegiu de a ne pune împreună într-o adunare de-a Lui, că nu toți cei care se numesc astăzi creștini sunt într-o adunare de-a Domnului. Faptul că ne-a adus împreună ca să formăm adunarea sa din locul și din timpul în care trăim, e un har. Și asta vreau să fie optica și ceea ce ne motivează să facem lucrurile acestea. Deși apostazia și alte lucruri sunt reale, nu ele sunt cele ce ne motivează.
ci dragostea care avem pentru Domnul și dorința noastră de a căuta gloria Lui și de a fi binecuvântați împreună. În Apocalipsa avem un verset foarte frumos, am să vi-l citesc. Se găsește în capitolul 4 cu versetul 11 și, dacă vreți, reprezintă strigătul unui cor care spune: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești ce? Slava, cinstea și puterea. De ce? Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Toate lucrurile au fost făcute prin voia lui Dumnezeu, stau în ființă prin voia Lui și au fost făcute. Inclusiv adunarea. Orice, sau prima adunare, de la prima la ultima adunare, toate au luat ființă și sunt și stau în ființă, adică există, se manifestă, datorită lui Dumnezeu, nu datorită nouă. Nu trebuie să vină cineva din afara lui Dumnezeu ca să depună vreun efort mic sau mare ca adunările lui să existe sau să fie în ființă. Nu, toate acestea se întâmplă de ce? Pentru că Dumnezeu este singurul care poate face lucrul acesta. Și de aia este vrednic de cinste, de slavă, de cinste și să primească puterea. Și asta o face în privință cu, sau în relație cu adunările, în Hristos. El promite că merge înaintea noastră și noi suntem datori să-L urmăm pe El. Tot greu, dacă vreți, trece pe la El. Și El are grijă ca adunările sale să existe, să fie în ființă. Asta e motivul pentru care adunarea niciodată, sau adunările Domnului există și astăzi și nu există o apostazie generală cum învață alții. Asta e motivul pentru care și noi existăm și iată, prin harul Domnului ne putem întâlni, ne putem manifesta în timp și în spațiu, în 2024, iată, în data de 28 ianuarie, în felul acesta. Nu iscusința noastră sau altora. Deci toate stau în ființă și au fost făcute pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează, planifică și veghează. Să nu uităm însă că Hristos nu îl cheamă pe Hristos să calce pe urmele Lui, ci Hristos ne cheamă pe noi să-L urmăm pe El, să-I fim ascultători, să luăm jugul Lui. Noi avem datoria aceasta și dacă este să ne uităm în plan orizontal între noi ca oameni sau în plan uman, fiecare adunare adevărată, să știți că există și datorită credincioșiei, efortului și sacrificiului înaintașilor. Nu sacrificiul, credincioșia și eforturile acestor înaintași sfinților sunt motivul pentru care adunarea există, dar aceștia au depus o mărturie. Uitați-vă ce învață autorul epistolei către evrei pe evrei. Ce spune? Să dăm la o parte. Ce spune textul? Haideți să ne uităm. Să dăm la o parte păcatul și orice piedică care ne înfășoară așa de lesne. Așa spune textul. Așa spune. Verset capitolul 12, că am reușit să găsim și versetul 1 spune: Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, destinatari epistole către evrei, cel mai probabil evrei care formaseră la un moment dat și adunarea din Ierusalim, se întorseseră înapoi, în patria lor, în locul în care erau, le spune: Vedeți că sunteți înconjurați cu un nor așa de mare de martori, atât din vechime, că enumără în capitolul 11, așa cum avem noi, dar și mai actual, față de voi. Un martor fiind însuși autorul, cel mai probabil Pavel. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Deci este o realitate faptul că suntem înconjurați de martori. Să știți că
Adunările care le găsim în Noul Testament au o mărturie și depun o mărturie și ne stau ca martori. Și noi am face bine să ne identificăm cu mărturia lor bună, ca noi la rândul nostru să putem să fim și noi niște martori corecți ai lui Hristos. Așa că atunci când spunem că există eforturi ale credincioșilor și sacrificii ale înaintașilor noștri, e un lucru corect. Nu ele sunt baza pentru care adunările există. Dar să nu uităm că pe noi Domnul ne cheamă să-L urmăm pe El. Și noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine și noi trebuie să luăm jugul Lui și să-L urmăm pe El. Acolo unde ne cheamă El, acolo unde ne așează El, acolo unde ne vrea. Așa cum spuneam anterior, Dumnezeu este Cel care determină în ce adunare să fiu membru și cine o să-mi fie frate și soră, nu aleg eu. De altfel, nu v-am putut alege pe niciunul dintre voi că am zis eu să fie sora Doina sau să fie Cristi membru cu mine. Vreau așa, Doamne, dacă îmi faci o astfel de adunare, o să fiu membru. Nu, El ne-a adus împreună, El ne-a așezat acolo. Și spun slavă Domnului pentru asta. Că dintre toate combinațiile la care se putea gândi mintea mea vreodată, Dumnezeu a zis că asta e cea mai bună. De fapt, nici nu gândeam eu vreodată că asta o să fie rezultatul alegerii Lui. Ca adunare, să știți că suntem ca un vârf de lance sau de săgeată. Și orice vârf de săgeată sau de lance are o bază. Să știți că nu noi suntem baza. Noi suntem la aproape 2 milenii față de prima adunare întemeiată de Hristos în Ierusalim. Noi mai degrabă ne tot apropiem spre vârf. Și de așteptat este ca tot ceea ce s-a construit de la bază în sus să strălucească din ce în ce mai mult. Te apropii de vârf. Da? Și să nu uităm că baza nu e în vârf sau cu cât te apropii mai mult de vârf, ci e la de unde s-a început. Da? Și din punctul ăsta de vedere, baza nu e în noi înșine. Baza este, dacă vrei, stă pe umerii sau suntem clădiți pe umerii predecesorilor. Și avem o datorie și față de ei, ca oameni, pentru că au luptat, au depus niște eforturi, astfel încât să avem pe ceea ce să ne sprijinim. Și noi, la rândul nostru, trebuie să facem la fel pentru cei care urmează să vină după noi. Și de aceea e important să înțelegem corect lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, ca ceea ce dăm mai departe să fie din Dumnezeu, nu din mintea noastră. Dacă vreți, în mod practic, putem spune că suntem rezultatul muncii Domnului Hristos în adunările sale timp de 2 milenii. Aproape 2000 de ani. Ce credeți? E un har? Eu zic că este un har imens. Eu zic că este un gând înălțător. Că este un privilegiu. Dar și răspundere. Că există aceste două fațete. Harul pe care Dumnezeu ți-l arată și privilegiul de care e parte, dar și răspunderea care rezultă de aici. Și eu zic Domnul să fie lăudat pentru modul în care a lucrat și și-a arătat credincioșia în aceste 2 milenii, aproape 2000 de ani. Și noi avem datoria să ne smerim în fața măreției divine, care lucrează și ține credincioșia și promisiunile făcute în cuvânt. Și aș vrea să nu trecem ușor peste această afirmație și să deschideți, vă rog, la Efeseni 3. Dar înainte de Efeseni 3, aș vrea să termin pasajul sau și să pun și să ne uităm și la versetul 2 din Evrei 12, care spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea. Căpetenia este capitanul, cel ce merge înainte, desăvârșirea este finalitatea, punctul în care a ajuns la punctul final, la completitudine, la încheiere. Deci cel ce începe pentru noi, cel ce este Alfa și Omega, cel ce începe și duce la bun sfârșit credinței noastre, adică Isus, care pentru bunătatea care era, bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și ce se întâmplă și de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Dacă bucuria lui este și bucuria noastră, dacă și noi învățăm să suferim pentru ceea ce trebuie și dacă învățăm să iubim ce trebuie și să disprețuim ce trebuie, și noi vom fi
lângă Domnul. Vom ședea și noi lângă El și ne vom bucura. Și pentru că vorbeam de promisiuni și de credincioșia lui Dumnezeu, la Efeseni spune așa, capitolul 3, cred că îl știm cu toții, finalul capitolului 3, care spune foarte frumos că iar aceluia care poate să facă, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, căci că de sus sunt cerurile față de pământ, așa este și gândirea lui Dumnezeu față de noi, față de a noastră, a lui să fie ce? Slava sau gloria unde? În adunare sau în biserică, cum traduce Cunilescu, și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Mai spun o dată, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, și chiar e subliniat în Biblie, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Cu alte cuvinte, gloria pe care Dumnezeu o ia sau și-o ia din adunare și Hristos Iisus, că aceste două nu sunt despărțite. Da? Pentru că Hristos este proprietarul, să vedem noi în curând, ziditorul, arhitectul, stăpânul casei și marele preot în legământul cel nou. Și vrea să facă lucrul acesta de a fi glorificat când? Azi și peste 10.000 de ani. Nu, din neam în neam. Deci de fiecare generație Dumnezeu se glorifică sau se slăvește, cum avem noi în Cornilescu. Nu amintește de familie în punctul ăsta, mai sus amintește în capitolul 3. Dar dacă vreți, așteptarea minții divine, dorința lui, voia lui, este ca în adunare să strălucească gloria lui, mai mult decât în împărăție și în familie. Există glorie pe care Dumnezeu și-o ia și în familie și în împărăție, să nu fiu înțeles greșit sau să nu fim înțeles greșit, nu disprețuim lucrul acesta sau nu îl privim ca de puțină importanță, dar Pavel încheie spunând că în adunare și în Hristos Iisus, în tandemul acesta, din neam în neam, în generație în generație, în vecii vecilor Domnul să fie slăvit. Și să știți că din neam în neam include și pe noi. Nu spune într-o generație și peste alte 5 generații. Există o continuitate în fiecare generație. Este Dumnezeu credincios din generație în generație? Noi spunem da și dăm glorie, alții spun că ba. Și că au trebuit să intervină ei ca generația lor sau de la generația lor încolo să existe continuitate, se pune o proptea lui Dumnezeu ca să poată să se țină de cuvânt. Ceea ce e fals. Se ține Dumnezeu de promisiuni? Se ține. Slavă Lui. V-am spus că astăzi o să vreau să ne uităm peste trei texte. Nu sunt lungi, sunt scurte. Și o să vă spun imediat și de ce vreau să ne uităm la aceste trei texte. Pentru că orice studiu pe care trebuie să-l începem are nevoie să aibă un fundament corect și, cum spuneam la început, vorbim despre fundamentul și mandatul adunării. Dacă înțelegem corect bazele și principiile de aplicare, rezultatul final ce va fi? Greșit sau bun? E ca la matematică. Dacă înțelegi corect formulele, vei ajunge la, corect, la rezultatul corect. La fel și noi. Dacă înțelegem baza, păi, finalitatea este de la sine înțeles că dacă aplici corect baza, o să ai o finalitate corectă. Dar dacă n-ai înțeles corect baza, iertați-mă întrăzneala, o să iasă baza conii. Nu o să iasă nici de cum ce trebuie. Și de asta vreau să ne uităm la aceste trei pasaje. Primul se găsește, de fapt primele două se găsesc în Evanghelia după Matei. Cu toții le cunoaștem. Și ultimul se găsește în cartea Exodului. Și aș vrea să le citim. În Matei 16, sunt două versete,
Le găsim la capitolul, la versetele 18 și 19, după care chiar ultimele versete din Evanghelia după Matei, la capitolul 28, începând cu 18 până la 20 la final. Și în 16 nu o să luăm tot contextul. L-am mai discutat, avem studii pe pasajul acesta, chiar pe versetele care le citim acum, o să avem studii. Textul spune așa. Deci, încă o dată, Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetele 18 și 19. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Asta e textul din Matei 16 și ultimul capitol sau încheierea Evangheliei după Matei cuprinde ceea ce noi știm ca Marea Trimitere sau Marea Însărcinare. Spune versetul 18 din capitolul 28 așa. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Literal, toată autoritatea. Astfel, sau în consecință, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Acest verset 20 e în aceeași idee cu ce am citit noi la Efeseni 3, nu? Din neam în neam, în vecii vecilor. Și Pavel era pe aceeași lungime de unde am spune cu Domnul. Nu însă și toți teologii moderni sau de-a lungul timpului. De asta e important să ai un fundament corect, ca să vezi pe ce lungime de undă te afli, printre altele. O să ajungem imediat și la textul din Exod. Dar de ce am ales aceste trei texte? Dacă ne uităm la primele două texte care le-am citit din Evanghelia după Matei, ele ne prezintă sau reprezintă o descriere succintă și precisă a noii case a lui Dumnezeu. Ce spune textul din Matei 18, din Matei 16, pardon. Pe această piatră voi zidi biserica mea. E vorba de o construcție. Corect? Așa este, Hristos se prezintă pe sine ca ziditor. Dacă în Matei 16 avem o descriere succintă a și precisă a noi case, când zic precisă, mă refer că ni se arată și finalitatea biruitoare, triumfătoare. În Matei 18 vedem 28, pardon, vedem mandatul pentru care adunarea Domnului și atenție, prin extensie, toate adunările care descind sau care sunt formate din ea există. Și anume, gloria lui Dumnezeu prin îndeplinirea Marii Trimitere. De asta au fost lăsate adunările pe pământ. Gloria lui Dumnezeu din generație în generație, Efeseni 3, să ne aducem aminte, și cum se termină versetul 20, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, în vecii vecilor. Nu ca să vă simțiți voi bine. Sau noi bine. Ci ca El să fie glorificat. În vecii vecilor. Și zic amin la lucrul acesta. Nu o să stăm să facem o exegeză completă pe aceste versete, că ne-am întins de câteva zile. Și noi nu avem câteva zile și nici nu ne-am propus să stăm în conferință câteva zile. Dar aș vrea să ne uităm la câteva lucruri foarte importante în capitolul 16 și în capitolul 28. Și anume, cine zidește? Ce spune textul în Matei 16? Cine zidește? Corect. Corect. Domnul. Domnul zidește. Nu altcineva. Nu Petru, deși Petru este amintit ca o pietricică mai mică în textul nostru,
Nu Duhul Sfânt. E vorba între noi, eu n-am văzut în Scriptură un pasaj în care să ne fie relatat un eveniment în care Duhul lui Dumnezeu, distinct față de celelalte două persoane din Trinitate, să construiască vreo casă. Să nu fiu înțeles greșit, Duhul lui Dumnezeu este prezent în ce presupune finalitatea sau o construcție în sine, prin faptul că se manifestă gloria lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este acolo și autentifică sau certifică, dar el nu este prezentat ca un constructor în sine. Nu a construit Duhul lui Dumnezeu cortul, nici templu și nici adunare. Ci vedem că oameni fizici, în timp și spațiu, au fost destemnați să facă o lucrare. Moise cu, o să vedem noi, Oholiab și Bețalel, de fapt Bețalel și Oholiab, ca să ordinea, construiesc cortul. Vedem că niște oameni au lucrat sub ceea ce noi știm templul lui Solomon, da? Primul templu, și mai târziu vedem că noua casă a lui Dumnezeu, un nou legământ, templu, dacă vreți cel nou, tot e construit de o persoană, nu mistică, nu invizibilă, nu doar în sens, nu știu, metaforic, ci literal, Hristos folosește materiale care există în timp și spațiu. Asta e tiparul. Da? Deci, nu există un înlocuitor, un trimis împuternicit. Scriptura ne spune aici, prin gura Domnului, că eu voi zidi. Nu trimit eu pe altul care să zidească în locul meu. Nu deleg pe altcineva, așa cum învață mulți astăzi. Vedeți ce diferit gândesc oamenii atunci când vor să modifice arhitectura casei, scriptura, până la urmă modul în care se raportează la scriptură. Deci ziditorul este prezentat ca fiind Domnul Isus. Bun, cine e proprietarul? Că e vorba despre o construcție. Voi zidi adunarea mea, biserica mea, Tărcea Cunescu. Petru. Ție îți voi da cheile, nu versetul 19. Nu. Păi, nu Hristos zidește ceva ca altcineva să ia în stăpânire. Hristos nu donează o casă aici. El este ziditorul, el este proprietarul. Timotei, dacă mă înșel la memorie, este 1 Timotei 3 cu 15, sper să nu greșesc, spune, dar ca să nu vorbesc din memoria de să ne uităm, îți scriu aceste lucruri ca să știi cum să te comporți, sau cum să te porți în prima epistolă a Pavel către Timotei, în casa lui Dumnezeu, care este ce? Așa. Da, 1 Timotei 3 cu 15, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica, deci casa lui Dumnezeu e tot una cu biserica sau cu adunarea, mai corect, Dumnezeului cel viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Păi dacă adunarea este casa lui Dumnezeu, cine determină? El e proprietarul, da? Și cine determină ce se întâmplă în proprietatea sa? Proprietarul. Corect? Deci Hristos este ziditor, Hristos este proprietar. Trebuie să se facă ce? Regulile lui sau și parte din regulile lui? Păi, fratele Cristi se uită la mine, dacă merg la el acasă și încep să-i mut mobila dintr-o parte în alta, cum e? Nu scade bine, da? Pentru că nu am fost trimis să fac asta, nu m-a chemat să fac asta. Nu fac de la mine putere. Casa lui sunt regulile lui, cum vrea să-și țină mobila, așa se întâmplă. La fel, dacă Hristos este ziditorul și este ziditorul, este și proprietarul, păi regulile lui trebuie să se facă, nu ale altuia. El zidește, el construiește, el e proprietarul. Care e relația dintre el și ce zidește? Voi zidi, ce scrie aici? Biserica lui Petru. Biserica mea. Ea mea. Pe lângă că e proprietar, asta arată relația dintre el și ea. N-a zidit-o din ură. Sau că n-avea ce face în ceruri.
Și înțelegerea de aici este că, ok, eu sunt proprietarul, dar fac lucrul acesta timp că așa îmi doresc. Că nu doar că îmi doresc eu, așa ne dorim eu, Tatăl și Duhul. Este bucuria mea să fac asta. Este plăcerea mea să fac asta. Dacă înțelegem lucrurile așa, atunci păi este plăcerea lui Hristos ca să aibă adunări din generație în generație și este voia Tatălui. De asta vine Pavel și spune a lui să fie gloria. Din generație în generație sau din neam în neam în adunare și în Hristos Iisus. Asta e voia lui Dumnezeu. Și nu-i de puțină însemnătate. Ca să ajungi la finalitatea asta a fost nevoie de depunerea jertfei. Pentru că fără naștere, din nou fără mântuire, nu poți să ai elementele sau materiale din care să construiești casa. Sau construcția, cum avem aici, biserica mea. Deci atât de important e lucrul acesta. Atât de important este realitatea aceasta. A trebuit Hristos să moară, să depună jertfa, ca să poți să ajungi, să ai o casă corectă. Dacă cortul era făcut cu piei din animale moarte, avea lemn și alte lucruri, dacă templul lui Solomon avea cărămizi, aur, lucruri care erau lipsite, materie, dar lipsită de viață, Petru ne spune în 1 Petru 2 cu 5, dacă nu mă înșel memoria, că voi sunteți niște pietre vii. Deci construcția aceasta, adunarea mea, voi zidi biserica mea, cum spune Cornilescu, este formată din materiale vii, care trebuie să fie vii, pentru că ele sunt moarte fără jertfa lui Hristos. Deci mai întâi trebuie să ai viață în materialele astea ca să poți să faci cu ele casa. Și asta e și ordinea, că până la urmă Domnul preia din ucenicii lui Ioan, care Ioan spune, păi faceți fapte vrednice, de ce? De ceea ce pretindeți, de pocăința voastră. Nu face cu farisei, ce nu știau farisei legea. Nu erau învățați în ce privește și versați în ce privește scripturile. Păi am zice, ăla e materialul care ar trebui. E ca și când te-ai duce astăzi la, nu știu ce, magazin mare de construcții, dai buluc acolo. Așa era și cu farisei. Nu. Domnul are nevoie de materiale potrivite. Și aceste materiale sunt pietrele vii. Deci este adunarea mea. Asta arată o relație între el și ea, între adunarea lui. Nu este doar unul care construiește o casă și atât. Gândiți-vă că ne ajută Dumnezeu să obținem o casă, un apartament. Deci vrei să intri în el, vrei să locuiești, vrei să te bucuri de el. Nu vrei să te duci acolo, poți să omorât. Fiecare vrea să-și facă, cum spunem noi, un colț de rai acasă la el. Cu cât mai mult Hristos vrea să-și găsească plăcerea, umblând printre adunările sale. Niciodată nu o să vedem o astfel de intimitate sau o astfel de relaționare la nivel de împărăție, de exemplu. Nu că n-ar fi în relație și cu ei, dar nu la nivelul ăsta. Cu adunarea lui, da. Cu adunarea lui, da. Ce mai vedem aici în Matei 16? Porții locuinței morților nu o vor birui. Este traducerea din Cornilescu, o traducere mai aproape de original și porțile Hadesului nu-i vor face față. Adunarea este destinată triumfului, nu eșecului. Nu morții, cum spun unii, că a murit și a fost readusă la viață de nu știu ce mare restaurator. Ăsta fiind valul următor după reformatori. Nici de cum Scriptura nu învață o capitulare totală într-un moment al istoriei sau vreo înfrângere sau vreo moarte. Nici măcar o comă, cum spun unii reformatorii în general. Ci are promisiunea și garanția victoriei finale. Și termenul de acolo e unul care îl folosești când se întâlnesc două armate și conflictul dintre cele două se soldează sau se încheie cu înfrângerea și capitularea totală a unei dintre armate. Deci, Hadesul este prezentat ca o armată sau ca o tabără care va fi învinsă total înaintea lui Hristos și a adunării, până la urmă. Adunarea iarăși este prezentată ca fiind
Când spune că nu-ți vor face ca adunare, poți lega de nu-ți vor face față, adunarea este o ofensivă, nu defensivă, cum se predică astăzi și arată multe biserici false. Nu stai așa sub un scut și mai aștepți, Doamne, mai ajută-ne să nu ne mai luăm o lovitură, să dispărem. Niciodată nu s-a pus problema de felul acesta. Da, adunarea este sub asediu, dacă vreți. Da, există forțe ale întunericului care se luptă. Da, satana face cam orice îi se permite și îi se îngăduie de Domnul, astfel încât să dărâme cât mai mult, să înșele și pe cei aleși dacă e cu putință. Dar victoria finală nu este a lui. Și adunarea, chiar dacă există asedii și forțe ale întunericului care vor să lupte cu noi, ea nu se fuge în tranșee. Ea îl urmează pe Hristos. Cuvintele Domnului pe care le adresează lui Petru și prin extensie celorlalți ucenici prezenți atunci în Cezarea lui Filip, textul din Matei 16, reprezintă planul de execuție la adunări. Sau altfel spus, dacă vreți, adunarea reprezintă proiecția în lumea vizibilă a minții divine. Vreau să construiesc ceva. Când te uiți la finalitatea rezultată, îți dai seama ce a fost în mintea celui care a zis că vrea să construiască ceva. Dacă eu vă spun astăzi că vreau să construiesc o casă, unde? Câte etaje o să aibă? În câte ape acoperișul? Cum o să o încălzești? Câte geamuri are? Unde îi pui ușa? Ce culoare va avea? Cât de adâncă e temelia? Nu știu. Dacă nu o vezi finalizată, te uiți la ea și zici, a, acum înțeleg ce a avut inițial în minte David când a zis că vrea să construiască o casă. La fel se întâmplă și aici. Ne uităm la adunarea zidită de Hristos și îi vedem splendoarea, dacă vreți, pe paginile Noului Testament și vedem și celelalte generații de adunări care au urmat cele din Ierusalim zidită de Hristos și vedem ce a avut Hristos în vedere sau în minte, dacă vreți, atunci când a spus că îmi voi zidi adunarea. Și de ce nu o lasă zidirea aceasta sau construcția aceasta pe mâinile oricui? Un lucru care e foarte important și aș vrea să subliniez aici este că termenul folosit pentru a zidi este oikodomeo, un verb compus din oikos și doma. Oikos, casă, doma, acoperiș. Acum, când pui cuvintele astea împreună, ce rezultă? Păi voi zidi literal de jos de la fundație, că nu zidești acoperișul și după aia fundația. De la fundație până unde? Păi până la acoperiș. Și întrebarea mea logică și teologică, îndrăznesc să zic, este ce mai zidește Duhului Dumnezeu la cinzecime? Mai pune un rând de țigle peste țiglă? Mai dă o mână de lavabilă? Sau, mă rog, de vopsea de exterior? Ce face? Păi, dacă ne uităm în text, Duhului Dumnezeu nu mai are ce să construiască. Nu că ar avea Duhul o problemă. Și pentru că Hristos și-a asumat rolul acesta în fața lui Dumnezeu sau în fața Dumnezeirii. Rolul și scopul Duhului Sfânt la cinzecime e total diferit de a construi ceva. Dacă ne uităm și o să vedem un exod imediat, păi este să certifice, să dea în folosință. Voi, nu e treaba voastră să știți vremurile soroacele, Faptele Apostolilor, capitolul 1, ci voi rămâneți aici și după făgăduința Tatălui veți primi Duhul Sfânt care să autentifice. Pentru că e același model care o să-l vedem și în Vechiul. Matei 28, al doilea text la care ne-am uitat din Noul Testament. Ok, Hristos zidește, vedem că este ziditor, vedem că este proprietar, vedem că este mare preot, vedem că este chiar arhitectul. Bun. Face construcția, o termină, o finalizează, e dată în folosință. E formată din pietre vii. Și dacă sunt pietre vii și au viață în ele, cum ar trebui să se manifeste? Am zidit ceva și acum să vină altul să o locuiască sau să-i dea direcție. Nu, Hristos ca proprietar, ca unul care are o relație, spune adunarea mea, mă identific cu ea. De-aia spune Pavel, mare taină aceasta, os din oasele mele, carne din carnea mea. E o identificare, nu parțială, am putea spune foarte profundă.
îi dă și un mandat. Toată autoritatea, literal, sau toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cine are toată autoritatea? Petru. Păi cum, Doamne, eu când închid, când dezleg și când leg? Nu. Toată autoritatea are doar Hristos. Mi-a fost dată în toată autoritatea. În cer și pe pământ. Și vă dau tot pe toată. Nici de cum. Vă dau un mandat sau vă trasez o responsabilitate și vă dau o autoritate limitată. Dacă veți o pătrățică din ceva imens. Și care e această autoritate? Duceți-vă, spune textul, da? Predicați Evanghelia, Dumnezeu aduce oameni la viață, îi mântuie, botezați-i și învățați-i tot ce v-am poruncit. Nu vreau să zăbubim prea mult aici, dar vreau să ne fie clar că toată autoritatea are Hristos, nu oameni. Nu vreo biserică, nu vreun cler. Celor care le dă autoritate, le dă autoritate limitată și specifică. Restricționată la ceva anume. Nu poți să invoci tu oricâte autorități ai vrea, oricât de biblic ai fi ca adunare, nu există. Deci este trasată specific și este făcută de cunoscut întregii omeniri, până la urmă. Oricine deschide Matei 28 poate să vadă care e acest mandat. Nu-i ținut sub obroc să știe numai unul. A, numai eu știu care e mandatul și toată lumea să mă asculte pe mine. Nu. Casa e dată în folosință, există, dacă vreți, pe fațadă, scris mare, asta este însărcinarea ta, marea trimitere. Asta e rolul vostru ca pietre vii în construcție. Asta trebuie să faceți. Asta e mandatul vostru. Și până la urmă, asta e viața voastră. Și să știți că orice adunare există pentru ca Dumnezeu să-și ia gloria sau slava din generație în generație. Și dacă ne întrebăm cum, păi primul loc în care trebuie să începem e chiar aici, dacă vreți. E foarte condensat. O să ne uităm noi la cum se desfășoară lucrurile acestea. Ce înseamnă să mergi cu Evanghelia mai în afara adunării tale, în locul în care ești, cât mai departe. Ce înseamnă să predici, ce înseamnă ca Domnul să aducă oameni la viață, ce înseamnă să existe pocăință în locul respectiv, ce înseamnă să faci ucenici, să dezlegi adunări. E un întreg proces aici. Dar în linii mari el este prins succint în Matei 28. Am două întrebări aici. Vreau să ne gândim la ele. Cum mă raportez eu în fața acestei două adevăruri? 1. Are adunarea mea un fundament corect? Și 2. Căutăm noi gloria lui Dumnezeu? Poate o să pară ciudat. Dar toate adunările, toate bisericile, adevărate, false, cum vreți să le spuneți, toate vor spune, da, avem un fundament corect și da, căutăm gloria lui Dumnezeu. În marea asta numită creștinism, toate vor spune, da, suntem adunări sau biserici adevărate, da, toate căutăm gloria lui Dumnezeu. Oare așa să fie? Oare așa să fie? Haideți să deschidem cu toții la Exod 25. Cartea Exodul sau cea de-a doua carte a lui Moise, capitolul 25. Și aș vrea să ne uităm la... Cred că sunt primele 5 versete, sper să... Ba nu, primele 9 versete. Suntem la partea asta, un context în care se dau porunci cu privire la facerea cortului. Și textul spune, capitolul 25 din Exodul, versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la Ecadar, aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărmiziu, pânză de insubțire și păr de capră. Piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfetnic, mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod, sau umerar și pieptar. Și acum vreau să fim atenți. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta.
ne oprim aici. După aia intră în relatarea despre chivot sau despre... E un fel de ladă, dacă vreți, unde își țineau sau era depozitarul lucrurilor celor mai sacre din legământ. E o idee care o reîntâlnim în ceea ce înseamnă încheierea unui legământ. Că fiecare legământ, mai ales în perioada aceea, avea și un loc în care își țineai în siguranță obiectele care erau cele mai sfinte sau mai sacre când vine vorba de încheierea unui legământ. Citind, reluând scriptura, mai bine zis, de la Geneza, am dat peste pasajul acesta și aceste versete 8 și, de fapt, chiar de la 1, dar 8 și 9 mi s-au părut foarte interesante, pentru că Domnul îi spune lui Moise așa: să-mi faceți un ce? Un locaș. Nu orice locaș, sfânt. Adică unul care este dedicat, consacrat, pus deoparte pentru cine? Pentru mine. Mine cine? Moise? Faraon? Nu. Mine Iahve. Eu am întins mâna benevol, fără să mă constrângă nimeni. Eu mi-am adus aminte de promisiunea făcută lui Avram, Isaac și Iacov. V-am scos din țara robiei, v-am luat pentru mine și acum vreau să-mi faceți ce? Un locaș sfânt, adică dedicat mie. Cu alte cuvinte, care să arate spre mine. Un loc în care eu să vreau să vin cu plăcere. Din nou, adunarea, voi zidi adunarea mea. Nu din ură, nu din răutate, nu că n-am ce face. Ci este un loc în care vreau să vin cu plăcere ca să mă întâlnesc cu voi, care de plăcere și după buna plăcerea mea v-am răscumpărat evreilor. M-am jurat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, eu nu-mi iau cuvântul înapoi. Eu fac asta din dragoste. E onoarea mea în joc și voi trebuie să-mi faceți o casă, un locaș sfânt, spune aici, care să reflecte spre ceea ce sunt eu. Și eu voi locui în mijlocul lor. Dacă era doar un locaș făcut după mintea lui Moise sau după mintea lui Aron. Mă rog, Aron mai făcuse el ceva înainte care nu, ce o să facă mai încolo și nu trebuia. După mintea poporului evreu, mai locuia Domnul în mijlocul lor? Nu. Pentru că el nu vine acolo unde vrem noi. El vine acolo unde vrea el. Textul din Exod ne prezintă modul cum Dumnezeu s-a raportat la construcția cortului, scuze, și cum a reglementat viața publică de închinare a lui Israel după ce l-a scos din Egipt. Egiptul reprezentând, cum am spus mai devreme, țara robiilor. Și atenție, nu doar robia fizică. Imaginea de acolo, când Domnul trimite cele 10 urgii, finalizând cu omorârea întâiului născut al lui Faraon, el lovea în 10 zeități. Adevărul este că Israelul se afla și într-o robie, dacă vreți, a spiritualității. Pentru că erau sclavii unora care aveau zeități și erai sub zeilor, dacă vreți. Sub zeii celor care te cotropeau. Nu puteai să spui că eu sunt cotropit sau sunt rob, dar îmi trăiesc în continuare cu zeii mei fericit. Nu. Imaginea era că cel care te-a cucerit, zeii lui sunt mai puternici decât tine și decât zeii tăi. S-a schimbat Dumnezeu cu ceva între timp, de când poruncește să-i se facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, și textul care l-am citit sau textele care le-am citit noi din Matei? Sau avem același tipar după care vedem că se desfășoară lucrurile în Vechiul cât și în Noul Testament, în Vechiul Legământ și în Noul Legământ? În textul din Exod, atenție, vedem suveranitatea lui Dumnezeu în a alege să salveze benevol un popor. Cine l-a constrâns pe Dumnezeu să-i scape pe evrei din robie? Sau să le aleagă pe Avram în Geneza? Nimeni. Deși Moise le spune mai târziu că din dragoste a făcut Dumnezeu lucrul acesta, pentru că sunteți voi mai buni decât alții, că sunteți mai răi, mai încăpățânați. Vedem apoi că Dumnezeu scoate din robie și încheie un legământ cu ei, cu poporul evreu. Bineînțeles, un legământ condiționat, unde el este suzeranul și ei sunt vasalul. Iacve le dă legi, porunci și o rânduieli.
ca să fie fericit și să le meargă bine, nu din alt motiv. Iahve este cel care ia inițiativa ca să-i se construiască un cort. Cere, pretinde să-i se construiască un cort, să-mi facă un loc sfânt. Vorbește copiilor Israel să-mi aducă un dar, să-mi aducă material. S-a dus Moise să zică, hei Iahve, vrem și noi să facem ceva pentru tine pentru că tu ai făcut pentru noi. Nici vorbă. Aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu și dreptul lui de a alege să-i se facă ceva. Un cort. Nu poporul alege, nu Moise. Iahve este cel care pretinde, cere să-i se construiască. Iahve este cel care vine cu legământul. Iahve-i superiorul. Și interesant, Iahve este nu doar cel care pretinde construcția unui cort. Iahve le, până la urmă, le dă și schița după care să construiască. Să faceți cortul și toate vasele lui după mintea voastră. Așa scrie versetul 9 din 25. Nu. După chipul pe care ți-l voi arăta. Cu alte cuvinte, vei să nu te abazi la ce-ți spun eu. Că altfel, eu n-am cum să vin în mijlocul vostru. Dumnezeu își condiționează prezența și locuirea în mijlocul lor de ascultarea lor aici, dacă vreți. Învățăm că nu poți să faci ce vrei tu după mintea ta ca să îi placă Domnului. A, vreau să fie cortul așa. A, vreau să fie adunarea nu știu cum. Poi vrea, ci s-o îngădui să faci. Dar Dumnezeu nu-ți promite că ăla e un loc sfânt unde vine El. Dacă e în termenii lui, vine. De ce? Că așa a promis. Iahve le dă schița. Iahve le dă planurile după care să construiască Iahve. Tot Iahve le poruncește să nu se abată. Faceți cortul și toate vasele după chipul pe care ți-l voi arăta. Adică nu vă abateți. Nu vă abateți de ce, de ce vom porunci și vă arăt. Același tipar să știți că vedem și la primul templu. David îi dă planul lui Solomon după ceea ce Dumnezeu a revelat. Asta e tiparul. Așa arată și cortul din tâi, așa arată și cortul și templul din tâi și așa arată, să știți, și adunarea. Nu altfel. Dumnezeul nostru nu se schimbă, este imobil. Totul trebuie făcut după voia lui. Voie bună, plăcută și desăvârșită. Roman 12. Astfel încât cortul să fie acceptat și plăcut lui Dumnezeu. Așa și doar așa, altfel degeaba. Degeaba tai tu animale, faci construcții, bagi miliarde, degeaba. Dumnezeu nu vine unde vrea omul, vine unde vrea El. Să fim atenți la niște lucruri importante. Iahve, să știți că nu doar poruncește o casă și dă o schiță. Să știți că Iahve se ocupă de detalii la nivel de unitate de măsură și culori. Că am citit și în text aici. Să-mi aduci de-aia, de-aia, de-aia culori de genul ăsta. Până la nivelul ăla umblă. Nu doar că îți dă o schiță, așa, trebuie să aibă atâția metri înălțime, lățime, nici vorbă. Merge la nivel de detalii. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării sau la cheremul omului. Mai întreb o dată, s-a schimbat Dumnezeu cu ceva între timp? Nu, evident că nu. Și atunci, ultima casă despre care știm aici în Scripturi, în Matei, și nu doar. Eu voi zidi, altul să-i pună acoperișul, altul după 1500 de ani să-i dea ce culoare vrea. Nici vorbă. El, planul pe care l-a conceput, îl și duce la bun sfârșit. Același tipar de relaționare a lui Dumnezeu la om îl vedem și în nou legământ, și în noua casă lui Dumnezeu, în noul templu, în adunare. Cine nu ia seama la lucrurile acestea umblă ca unul care n-are lumină. Și cu siguranță o va nimeri rău ca unul care n-are lumină. Pentru că Scriptura ne dă lumină să înțelegem că Dumnezeu nu și-a schimbat tiparul. Dumnezeu desemnează un constructor pentru noua casă în Matei. Și asta știți de când?
Deuteronom 18, ce spune? Domnul a auzit, cred că e versetul 13, Domnul a auzit cerea ta ca să nu-ți mai vorbească. Și Domnul o să vă ridice din mijlocul vostru un proroc ca mine, zice Moise. Păi nu sub Moise s-a ridicat și cortul. Nu sub Moise s-a dat un legământ. N-a fost Moise dătător de lege în ochii poporului evreu. Pe un proroc ca mine. Inclusiv unul care o să ne facă o nouă casă, inclusiv unul care o să ne facă. De atunci se anunțase lucrul acesta. În ceea ce noi numim Noul Testament, vedem numele celui care a fost enunțat ca fiind prorocul. Dar lucrurile acestea nu erau străine. Ei trebuiau să le vadă, să le recunoască. Deci încă de atunci se anunță un constructor pentru ceva nou, pentru o nouă casă. Ceva ce spune Pavel, păi era o taină pentru cei din vechime. Îl desemnează pe Hristos ca să fie proprietarul construcției, zi arhitectul, cel care o gândește, ziditorul și, interesant, chiar și marele preot. Și Hristos ce face? Se lenevește. De unde? Se apucă cu credincioșie de treabă, exact ca și Moise cu Bețaleel și Oholiab. Și așa cum cortul a fost finalizat sub Moise, să știți că la fel și Hristos termină de zidit adunarea sa sub privirile Tatălui. Cât timp a trăit pe pământ? El când se înalță la ceruri, nu lasă o construcție semifinalizată. Una la roșu, cum am spune noi despre o casă în zilele noastre. Una care mai trebuie retușată. Nu. El finalizează ce a spus că face. Să-mi facă un loc sfânt pentru mine, la care să mă raportez eu, să mă relaționez eu, să fie al meu. Și eu voi locui în mijlocul lor. Credeți că dacă astăzi cineva întemeiază o biserică sau o sectă, Dumnezeu să vină să locuiască în mijlocul acelei biserici sau în mijlocul acelei secte? Nici vorbă. De ce? Pentru că el și-a zidit deja o casă, nu mai are nevoie de altă casă. Ne aducem aminte de cele două întrebări pe care le-am adresat precedent. Are adunarea mea un fundament corect? Căutăm noi gloria lui Dumnezeu? Am spus că toate bisericile, că sunt adevărate sau false, spun în cor, da, suntem cu un fundament corect, da, căutăm gloria lui Dumnezeu. Ei bine, la capitolul practică, doar adunările adevărate, și vreau să subliniez asta, doar adunările adevărate pot spune că se supun singurului Dumnezeu suveran în termenii Lui. Și astfel îi caută gloria. Doar adunarea adevărată poate spune că urmează șablonul pe care l-am văzut. Și pretinde și poate spune despre ea că este a Domnului și că Domnul e în mijlocul lor. Domnul, când trimite scrisorile din Apocalipsa, nu spune du-te la sinagoga lucrătoare. Înseamnă că în sinagogi nu puteau fi mântuiți? Nu spune textul așa ceva. Dar el se identifică și el trimite scrisorile spre cei ai lui. Existau atâtea religii și atâtea forme ale iudaismului. Unele sinagogi mai aproape, altele mai departe de adevăr, dar întrebarea este de ce nu scrie și lor? Pentru că nu se relaționează la ele cum se relaționează la adunare. Nu spune despre că sunt ale lui, despre ele. Dar despre adunare spune, este a mea. Prin mijlocul lor umblu. Cu ei am o relație. Ceilalți pot încerca cât de mult vor. Dumnezeu, să știți că așteaptă astăzi aceeași ascultare și supunere deplină față de poruncile și voia sa. Poate părea dur un pic ce zic, dar atenție, nimic de negociat, nimic de adăugat, nimic de înlăturat. Când Dumnezeu spune ceva, pretinde ceva, o face pentru că este bun și știe că este cel mai bine, bine care poate exista pentru relaționarea mea corectă la El și pentru fericirea mea. Atât temporară în viața aceasta, cât și eternă. Orice încercare de a negocia, de a adăuga, de a înlătura, strică, alterează.
este răzvrătire și păcat. Spune că Dumnezeu nu știe ce face sau zice sau pretinde. Și o nebunie pentru un om duhovnicesc. Domnul pretinde toate acestea pentru că el nu s-a schimbat nimic, cu nimic. El e imuabil. De aceea este important să înțelegem, de exemplu, Exodul 25. Pentru că locul în care eu vin să locuiesc în mijlocul vostru și trebuie să fie sfânt, trebuie să fie așa cum l-am spus eu. De-aia e sfânt. Nu-i sfânt ca rocamul. Bețalel și Oholia cu mâinile lor. Nu în sensul ăsta. Deși într-un fel și ei au fost puși deoparte în mod special. Putem spune că în termeni generici ei au fost consacrați să facă asta. Dar nu din motivul ăsta. Locul e sfânt pentru că este sfințit de Domnul care a dat până la cele mai mici detalii planul. Este adunarea mea și Dumnezeu își ia gloria din generație în generație. Nu pentru că a fost Petru, Pavel, Ioan și ceilalți apostoli acolo. Nu. Ci pentru că este lucrarea lui. El a făcut-o. Ea lui. Te-ai sfânt. Te-ai pus deoparte. Și după aceea și noi suntem introduși în ceea ce l-a fost deoparte. Să nu uităm că Pavel învață pe Corinteni că cele scrise în Vechiul Testament cum sunt. Scrise ca să umplem istoria. 1 Corinteni 10 le spune că acestea sunt scrise pentru noi ca pilde, ca noi să învățăm din ele. Ăsta a fost începutul pe care Dumnezeu l-a cerut, l-a pretins de la Israel. Israel a umblat o perioadă cu Domnul și a arătat spre acest Dumnezeu sfânt, de trei sfânt. Dar istoria ne arată că Israel s-a bătut de la legea Domnului, a călcat legământul condiționat, a început să-și facă propria religiozitate, cum se întâmplă și astăzi, propriu sistem, propriu casă, propriu tipar, propriile jertfe, propriile sărbători, proprii ce vreți, și a sfârșit prin acel, prin apostazia, ca și comunitate. A rupt rândurile, a dezertat de la adevăr și nu a mai slujit lui Iacve în termenii lui și nu l-a mai reprezentat așa cum trebuie. Și a apostaziat în ce privește slujirea și reprezentarea lui Iacve pe pământ între națiuni. E o realitate. Și lucrurile astea au fost scrise ca noi să nu ajungem în același punct. Că spuneam la început că apostazia e o realitate. Oricine se abate și leapădă, aruncă înapoi a sa ceea ce Dumnezeu spune și pretinde, să știți că va sfârși la fel ca Israel, în apostazie. Am avut o introducere un pic mai lungă și ne-am uitat la textele acestea două din Matei și textul din Exod, ca să înțelegem niște lucruri de bază. Dumnezeul nostru nu se schimbă. Suveran este din veșnicie în veșnicie. Cel care gândește și este arhitectul tuturor planurilor și tuturor lucrurilor sfinte, El este. Cel care vine cu pretenții, El este. Cel care încheie legământ, El este. Cel care ne spune și încă de mult cum arată lucrurile, El este. Cum mă raportez eu la El? Este ascultarea mea deplină de El? Sunt dispus să mă sfințesc sfințindu-L pe El prin ceea ce El mi-a spus să fac? Vedeți, cei mai mulți răspund că da, Dumnezeu pretinde lucruri bune, face bine, dar la practică lasă că mai ciupim noi pe aici, lasă că mai întoarcem noi pe aici, lasă că o răsucim noi așa. Ne povestea Aurel ieri despre Biserica Universală Invizibilă, cum și-o creonează fiecare. Nu găsești în Scriptură așa ceva. Deci fără să înțelegem de ce Dumnezeu a creat adunarea, care e mandatul și modul de operare a lui Dumnezeu, să știți că nu vom fi capabili să îndeplinim voia Lui cu privire la noi. Da, vom avea informații despre Dumnezeu, poate multe, dar este trist să ajungi ca farisei care strecoară toate lucrurile și care dau zeceală din tot mai puțin din ce trebuie. Degeaba ai toată cunoștința, cu ghilimele de rigoare toată cunoștința, dacă tu nu ai toată inima predată Domnului. Dacă toate bisericile spun
Da, suntem fondate corect. Da, noi căutăm gloria lui Dumnezeu. Să știți că numai atunci când te pleci în Scriptură și înțelegi voia lui Dumnezeu și o aplici pe o adunare, poți să vezi dacă, într-adevăr, ea caută gloria lui Dumnezeu. Pentru că toată autoritatea a fost dată lui Hristos și El nu împarte cu nimeni. El doar vine și, la fel cum Iarfe, să-mi facă un locaș sfânt, la fel și Hristos v-am zidit. V-am luat ca pietre vii și am făcut cu voi o construcție. Mergeți în toată lumea cu Evanghelia, botezați și faceți ucenici. Așa, atenție, așa după cum v-am poruncit eu, nu așa după cum vă poruncesc oamenii, sau după nu știu ce reformator sau restaurator sau chiar și după mine dacă ar fi. Nu, așa cum eu, Hristos, vă spun. Și de asta e important, pentru că dacă vrem să avem un loc, un locaș sfânt, cum e în Exod, Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru și să fim binecuvântați și fericiți, păi trebuie să umblăm după cel care a lucrat și lucrează în cele mai mici detalii. Este cuvântul lui Dumnezeu suficient pentru mine? Cei mai mulți spun că nu. Este suficient pentru adunarea unde sunt membru? Este asta o bucurie pentru noi, să știm că avem tot ce ne trebuie în Cuvântul lui Dumnezeu? Trăim după perceptele și poruncile din cuvânt și doar după ele? Sau mai adăugăm la cuvânt altceva? Și aici pot să fie orice altceva vă imaginați. Tradiție, cazanie, vedenii, profeții, dogme, etc. Eu voi zidi adunarea. Eu sunt proprietarul, eu sunt constructorul și există o relație profundă, sfântă, o intimitate între mine și ea. Arătăm noi spre această intimitate, arătăm noi spre această sfințenie. Așa, altfel, degeaba dacă ne-am pus nădejdea doar pentru lucrurile astea, suntem cei mai nenorociți, zice Pavel. Noi însă avem gândul lui Hristos în noi și mulțumim Domnului că ne-a pus pe inimă alte lucruri mai înalte. Dar am vrut să ne uităm la lucrurile astea ca să înțelegem fundamentul corect și de aici să plecăm să ne uităm la viața și practica adunărilor. Pentru că să știți că toate au căutat gloria lui Dumnezeu, toate au avut și ele provocări, astfel încât unele s-au descurcat mai bine, altele au trebuit să fie corectate. Vedem Corinteni, vedem Galateni, unde și studiem. Dar ca să arăți spre Dumnezeu, spre gloria Lui și să cauți gloria Lui, nu poți să umbli cu jumătăți de măsură. Nu poți să umbli cu Dumnezeu și cu crâpeală umană. Vă mărturisesc că Evanghelia vestită de mine nu este de obârșie omenească, spune Pavel, nici ceva uman. Este mintea lui Dumnezeu care se vede în ceea ce ne spune. Este gândirea divină. Rămâneți la ea. Și astfel veți fi o adunare corectă. Altfel trebuie să fiți îndreptați. Și de asta vreau să ne uităm, plecând de la o optică corectă, o motivație corectă și un fundament corect, înțelegând și mandatul, care e rostul tuturor lucrurilor acestora, de a ne uita și la Marea Trimitere, și astfel să putem să ne raportăm, să ne uităm cum au trăit, cum au practicat viața de credință adunările Domnului. Avem la exemple slavă Domnului multe pe paginile Noului Testament. Și Dumnezeu să ne ajute să avem în fața ochilor faptul că Dumnezeu nostru este sfânt, că ceea ce ne-a dat El este suficient pentru ca să fim maturi, pentru ca să fim binecuvântați, să fim fericiți atât individual, dar și colectiv și împreună cu toți cei lângă care ne așează Domnul în adunarea unde suntem. Și Domnul să fie slăvit pentru toate, să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.